Vă salut pe toți frații mei, eu sunt Royal și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe canalul nostru foarte șmecher băieți Astăzi avem o nouă mașină super șmecheră pe care de altfel o vedeți pe ecran O să vă povestesc despre ea imediat, nu o să fie un clip foarte lung așa că vă rog să opriți acum videoclipul Vă las 3 secunde să opriți videoclipul în timp ce vorbesc eu aici și să dați un like să facem 1000 de like-uri pentru că știți că fratele vostru imediat ce apare update-ul vă pune cel mai șmecher link de download în descriere pe care, pentru care o să puteți, cu care de fapt am înnebunit și eu, o să puteți să fiți primii care apucați să luați update-ul cel nou, băieți. Așa că băieți, like, subscribe și aprindeți clopoțelul acela blestemat că nu, nu sunteți foarte mulți dintre voi care aveți clopoțelul și ajută foarte mult. Bun, deci... Avem pozele de la, bine, pozele. Pozele noa de la un, un un băiat, un prieten de al nostru JBZ, se numește, și el cred că le-a luat de la Tasimov, nu știu exact de unde, dar cert e că informațiile sunt oficiale de la fratele Tasimov, care știți că este developerul acestui joc, băieți. O să ne, o să le analizăm puțin. Mașina este un Mustang Boss. Nu mai știu cum, stați așa că vă zic imediat. că nu mi se deblochează telefonul, fraților. Deci, Mustang Boss 429 băieți. Nu știu modelul pe de roz, de asta m-am și uitat. Dar este o mașină mișto, o mașină mai veche așa puțin, dar care arată într-un stil mare. O puteți observa aici, vedeți că... Arată forță, nici nu știu ce să zic despre ea, sincer, e Bomba mașina, abia aștept să se bage. Probabil o să coste bani ca și celelalte mașini și din joc, dar din punctul meu de vedere o să merite cel puțin pentru că bă, arată super, știți? Avem și o poză din spate. Putem să ne uităm aici. E forță mașina, gen și pe culoarea asta o dă super șmecher. Aveți pozele aici, dacă vreți să vă uitați mai în detaliu, puneți pauză și aruncați un ochi la ele voiam să vă anunț de treaba asta, frații mei, și să vă zic că urmează niște chestii super, super și pe canal, așa că haideți să facem 1000 de like-uri la clipul acesta, băieți, pentru că merită, vă zice fratele vostru. Băi, nu știu ce să vă mai zic mai mult de atâta. ne ați mai fost chiar atât de activ, dar asta este, vreau să vă zic doar paște fericit, sper că ați petrecut cum a trebuit și vă pupă toți, vă pupă fratele vostru și vă respectă pe toți. V-am lăsat, papa. Pa. pa.